Melania. Eu am să spui după fiecare citire Melania. Și Dumnezeu sunt cuvintele. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Melania. Amin. Domnul să facă, să lumineze fața lui peste tine și să Melania. Se bucure de tine. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Melania. Amin. Astfel, să pune numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. O promisiune. Așa, după rețeta lui Dumnezeu, și Domnul îi va binecuvânta. Amin. Acum, cu ajutorul Domnului, vă voi ruga cu punerea mâinii ori peste fetița aceasta. Și vrem ca Dumnezeu să o binecuvinteze. Ne rugăm toți ca Domnul să-i dea binecuvântare. Da, Domnul. Acel care ne-ai făgăduit binecuvântare. Acel care ne-ai arătat-o cum trebuie să o facem și ai spus să o facem după cuvântul tău, fiindcă cuvântul tău este adevărat și are putere. În ziua aceasta, Dumnezeule, fetița aceasta a fraților noștri, stă în prezența dragostei tale. Melania este aici înaintea ta. Te rog în numele lui Iisus Hristos, acel care ești purul vegheator. Acel care veghezi asupra robilor tăi și asupra cuvântului tău să se ducă la îndeplinire. Te rog în numele Domnului Iisus, cuvântul acesta care s-a rostit peste fiica aceasta, te rog să înlești peste ea și să fie o binecuvântare. Amin. La plecare și la venire, să fie mâna ta cu ea și o crotirea ta să fie veșnică peste sufletul ei. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos să o păzești de orice atac străin. S-ar putea ca diavolul să se înfurie. El să vină să aducă atacuri străine peste roaba ta. Dar te rog pe tine, cel care își prinde durare, ține-o ca într-o cetate închisă și binecuvintează și păzește de orice s-ar putea cânta. Și noi vom lăuda numele tău cu toate scânta noastră. Te rog, binecuvintează acum de mică. Lasă puterea ta peste ea și binecuvântarea cerului să curgă peste ea. Izvoarele de sus și izvoarele de jos să vină peste ea, Doamne. Și fă o copilă care să laude numele tău și cât va fi mare. Să cheme numele tău și mâna ta să nu lipsească niciodată. Ingerii tăi să o păzească în fiecare zi și nu-i folota numele tău. Te rog, când va ajunge mare, o, Domnul meu, ai promis că copiii tăi vor fi cap și nu coadă. Te rog, binecuvântare, fă-o să învețe la școală, fă-o, Doamne Iisuse, și dă-o minte, Angele. Dă-i putere să înțeleagă cuvântul tău mai întâi de toate și înțelepciunea ta să fie peste ea, fiindcă frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Pune frica de tine peste viața ei și poți să te caute din copilărie. Și robii te vor slăbi de tău. Acum te rog pentru părinții ei, Doamne, binecuvintează părinții și odreasta care mai au. O, Domnul nostru, binecuvintează-le tot cortul. Și lasă pacea ta și durarea ta peste cortul lor. Și noi vom slăbi numele tău. Ajută-i și la părinți să fie o tată bună, să fie harnic, să fie cu mâine binecuvântată, să lucreze. Și tu dă-i binecuvântare orice va face. Ai în vedere și prea bine, Doamne. Binecuvintează și o mamă bună care să-și învețe copiii, așa cum și-a învățat mama lui Moise, toată legea lui Israel. Și când a fost mare, n-a vrut să se numească fiul fiicel din Faraon, ci mai bine a stat cu poporul său. O, Doamne, fă-i pe amândoi să fie o binecuvântare în societate și biserică. Binecuvintează-le și băiatul și fă să fie sub ocrotirea ta în fiecare zi. Și fă din el un evanghelist, un lucrător în via ta. Și noi așa vom rămâne binecuvântați înaintea ta până în veci. Aleluia. Amin. Domnul să vă binecuvânteze.